Hei, bună prieten, sună Vinea și astăzi vă urez un Crăciun fericit. Dar vreau să revin la un subiect pe care am vrut să-l abordez de mult timp, acela fiind evoluția mea din punct de vedere muzical și nu numai atât, adică cum am schimbat eu de-a lungul timpului. Poate că am spus, poate că n-am spus, dar mai repet o dată. Am cântat de la vârsta de 7 ani, dar o cântat de la de copil mic. Așa, și abia pe la 9 ani am început să cânt cu chitara. Pasiunea pentru cântat a venit odată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, și anume în 6 decembrie a venit Moș Nicolae la mine și mi-a dus o chitară. Dar eu eram ceva de genul, ce să fac cu chitara, ce să cânt? Eu să știu? În fine, nu știu de unde știam că există cineva care predă ore de chitară, așa că m-am dus. Și timp de 5 ani, da, 5 ani am făcut chitară cu doamna Oana Cristea și așa am început eu să cânt mai mult și mai mult și să-mi placă să cânt și așa. Eu făcusem și pian la 7 ani, doar că făcusem doar un an și nu mi-a plăcut. Acum o să vă prezint primul moment în care am cântat cu vocea, un moment unde am arătat lumii că eu pot să cânt la 9 ani. Acolo am început să cânt tot mai des cu chitara, să cânt singură la serbările de Crăciun, de ce mai erau serbări de Halloween. Mă rog, Halloween nu e o sărbătoare. Următoarea filmare este din 2014. Eu acompaniam o gașcă de copii ca să cântăm acele colinde pe care le aveam de cântat, împreună cu profesoara mea de chitară. Așa, în continuare o să vă prezentăm programul pe care noi l-am pregătit. Boierinu-s acasă, dom, dom, să cântăm. Boierinu-s acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare. N-am rezistat tentație și am întrebat dacă pot cânta cu el. S-a uitat un pic ciudat la mine și am încuvițat, că doar nu aveau de ales, că trebuie cu tice. Iată ce am reușit să facem. Davinia a terminat la una și cu mine. Mergem spre 2015, 1 iunie, când câștigasem și eu ceva, nu știu exact, la cross. Habar n-am cu 4 eventual a alergat și locul 3 la bicicletă. Am cântat eu împreună cu un vecin, un prieten, am cântat niște melodii și el cânta și eu cântam și hai să ne acompaniem, numai că uite așa e jint. Bonjour! Hello! Vorbesc ta, Nadir? Nadir și Loredana. N-am superputere, nu am să avem, nu vreau să fiu bogat. La Londra sau Paris, ne-am dus doar un vis, un avion privat. Noi prinși ce setul, nu avem covor, dar avem două cuvinte, am să ți le spun, mie ca un nebun. Adio 2015, bun venit 2016, am fost la o festivitate la Negrile Astea, numai că nu mai am videoclipurile, probabil că sunt pe Facebook, o să-l găsesc și dacă îl găsesc îl pun aici. Am cântat câteva piese, după care la final mi-am mai cerut să mai cânt, am cântat și populară, doar că acela era un an mai greu pentru mine, pentru că în 2016 am descoperit că am probleme cu corzile vocale. Dacă am cântat prost, era de așteptat. Plus vocea mea răgușită, care e puțin mai greu de îngrijit. În martie am descoperit asta și abia în iunie am putut să cânt ceva. Și am început să plâng, nu mai aveam voie efectiv să mai cânt nimica și culmea mi-am pierdut vocea de tot, fix de ziua mea. Vorbeam așa, nu mai aveam nimica.
Și eu tot vorbeam. Trebuia să vorbesc în șoaptă, dar nici în șoaptă nu e bine să vorbesc, că. În fine. Mi-am recuperat vocea cu chin cu vai, am băut timp de 2-3 luni, am băut lapte de capră cu ou și cu miel. Și am făcut exerciții de foniatrie. Niște grupuri de litere și de consoane și pe care tu trebuie să pronunți cumva, în așa fel că să simți buzele, să simți aici abdomenul, să simți totul. Dar e cam complicat. Mi-am revenit și m-am dus fix în mai, în timp ce eu eram în recuperare. M-am dus și am cântat cu frică, dar asta este. În 1 iunie 2016 am cântat din nou cu ocazia cross-ului și a bicicletelor, a ce era atunci. Am cântat. Și nu am putut cânta bine pentru că aveam sinuzită. Nu puteam să respir cum trebuie, nu puteam să... Nimic. Și mă durea foarte tare capul și aici, din zona asta. Foarte nașpa. Cred că mi-a apărut din cauza că am luat ca proastă paracetamol și alte chestii și lămâie și multe lucruri care erau pentru imunitate ca să nu mă răcesc. De atunci n-am mai făcut greșeala asta. La sfârșitul anului am participat la un simpozion unde am cântat acasă de Smiley. Nu spune că sunt doar un om, încă povestea mea ca toate celelalte. M-am născut, trăiesc și sunt mor. Și mai fi judecat după fapte, dar sigur în drumul meu nu am nici semne întrebare. În perioada aceea aveam niște probleme de dragoste nerezolvate sau așa. Și ca să transmit cuiva ceva sau oamenilor ceva, am făcut un cover pe melodia Andrei și eram foarte tristă atunci, chiar eram tristă de tot. Eram un pic și răcită, dar nu conta că eram răcită. Lipsa mea îți lasă floare de n-a uita. Promite-mi că o să ai grijă de ea, dar nu așa cum ai acum de inima mea. Lipsa ta a rămas cu amintiri. În 2017 am participat ea la o serbare. Am cântat și acolo, m-am simțit foarte bine, iară cu chitara. Cred că acolo au fost ultimele dăți când am cântat cu chitara, până la 15 ani. La finii noștri și am cântat piesa Cine m-a făcut om mare și i-am integrat și pe copii, de parcă eu nu eram unul. Cu chitara era specială, așa, cu vocea și așa sunt specială, da. Nu toată lumea cântă la chitară, nu toată lumea cântă la pian. Bine să știi să cânți la un instrument. Însă dacă nu știi, nu știi, asta e. Citește-mi iară dintr-o carte, aș da plimbare cu-n tramvai, mete-n ceai și voi acum. Cine m-a făcut om mare, nu mă întreba ce mi se pare, și tu treabă de-ai făcut, și multe apele și-au stat, ori să-l dat cu mă-ngrija ta. Pentru că a fost cea mai faină perioadă din viața mea, din punct de vedere muzical. Cred că îmi știți evoluția. Dacă vă uitați pe YouTube, veți găsi toate videoclipurile mele din 2018 până acum. A fost o perioadă foarte mișto, pe care n-am să o uit, mai ales cu X-Factor, mai ales cu România au talent. Mă rog, mai puțin cu România au talent. Voiam să vă pun un videoclip cu mine de a 7 ani, dar... Nu m-a lăsat. Nici să fac captură de ecran sau ceva, nu m-a lăsat. Nimic. Efectiv. Acesta este Percy, un pisic de rasă sau chiar metis, nu știu exact. Eu tind să cred că este de rasă pentru că are multe trăsături care, no, uite. Are ochii galbeni și aici e somn. Și aici, în jurul pupilei, are verde. Da, și foarte vocativ. Ia zi, Percy.
și l-am găsit în 29 noiembrie pe drum. L-am luat acasă, l-am îngrijit, l-am spălat. Are blană foarte interesantă, dar uitați cât e. Nu taci. Da, poți și-s mare. Eu zic că e mare. Da, uite aici camera. N-are mai mult de un an. Așa și în continuu face așa. Are preferințe în ceea ce privește melodiile pe care le cânt. Urăște o piesă pe care tot o cânt, vine la mine și dă cu laba pe mine. Nu-i place piesa, efectiv nu. Na. Ar fi un nebelung, dacă m-ați întrebat cu ce ras asemăna. Un nebelung este o cocitură dintre două pisici de albastru de Rusia. Una gri, una neagră și una cu părul lung și ai și corcitura asta mică. Nu seamănă cu toți pisicii gri cu blană pe care am văzut. Are la urechi chestii interesante. Aici alb, da, porzi, du-du-du-du-du. Blănița îi strălucește. El pare argintiu dintr-o poziție, dar el e gri-gri. Sau pare negru și el e gri. Ia o ți-l. Se face de râs în fața musafirilor. Da. Dar e foarte prietenos, foarte drăgăstos. Urează-le Crăciun fericit. Și noapte bună. Mai am o pisică, dar cu ea încă nu se înțelege foarte bine. O să mai fac un videoclip în curând, chiar de 30-31 eventual, un unboxing cu un cadou pentru Dragoș, dar astăzi nu e Dragoș la mine, deci cadou de Crăciun nu îl pot da. Dar o să-l dau în 30. Nu e târziu pentru cadouri. Și o să vedem împreună ce am luat și, bine, o parte din ce am luat, nu tot. Tiți-vă despre ce este vorba, ceva foarte mișto, care a avut promoțiile până la 50%. Mă bucur că m-ați ascultat și vă urez un Crăciun fericit, luminat, cu toți cei dragi alături. Și să fiți sănătoși, că asta contează în momentul de față. Mulțumesc verișoare mele care astăzi mi-a făcut acest machiaj frumos de Crăciun. Și mulțumesc bradului din spate pe care eu cu mama l-am împodobit. Thanks! Dacă v-a plăcut acest videoclip și nu numai, vă rog frumos să dați subscribe, like și share. V-am pupat și o seară frumoasă de Crăciun!